Cristian Ovidiu Popescu, procurorul de la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal, care i-a oprit pe polițiști să pătrundă în locuința lui Gheorghe Dincă, își poate relua activitatea. Este decizia surprinzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii mai exact, procurorii din CSM au ridicat măsura suspendării acestuia din funcția deținută la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal. Inspecția judiciară l-a cercetat pentru exercitarea activității cu gravă neglijență. În luna septembrie, Cristian Ovidiu Popescu a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, pentru că ar fi încălcat mai multe dispoziții privind organizarea judiciară, dar și articole din Constituție și din Codul de Procedură Penală. Cristian Ovidiu Popescu este acuzat că ar fi respins propunerea polițiștilor de a pătrunde în domiciliul lui Gheorghe Dincă, inculpat pentru uciderea lui Izei Melencu și a Alexandrei Măceșanu în Caracal. El a dispus efectuarea percheziției domiciliare începând cu ora 6 a zilei de 26 iulie, deși obținuse mandat de percheziție la ora 3.